Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Bianca Oancea. Încep știrile Clar TV Mușcel. Iată care sunt principalele titluri ale ediției de astăzi. După 2 ani în care a fost întreruptă, s-a reluat tabăra de matematică de la Câmpul Lung. Proiect Erasmus cu 3 țări participante la Câmpul Lung. FC Argeș a început noul sezon cu o victorie împotriva celor de la UTA. Accident rutier petrecut în cartierul Schei din municipiul Câmpul Lung. Un conducător auto a ignorat indicatorul oprire, iar ghinionul a făcut ca de pe drumul cu prioritate să vină un alt autoturism și impactul nu a putut fi evitat. În urma accidentului, 2 persoane au fost rănite. 2 pasageri au fost răniți în urma accidentului petrecut duminică noaptea în Câmpul Lung între 2 autoturisme. O femeie în vârstă de 45 de ani din comuna Buia de Sus, care conducea un autoturism Opel pe strada Locotenent Oncică, la intersecția cu strada Negru Vodă din cartierul Schei, a intrat în coliziune cu un autoturism care se deplasa dinspre centrul orașului spre Brașov, condus de un bărbat în vârstă de 32 de ani din Câmpul Lung. În urma coliziunii au suferit leziuni 2 pasageri, respectiv o femeie de 59 de ani și un bărbat de 47 de ani, ambii din Câmpul Lung. Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultând că nu au consumat alcool. Polițiștii sosiți la fața locului au demarat cercetările în baza cărora vor stabili gradul de vinovăție al fiecărui conducător auto. Se pare că, la momentul producerii accidentului, semafoarele erau pe culoarea galben intermitent, iar indicatorul stop nu a fost respectat. În acest caz a fost întocmit un dosar penal. În perioada 11-16 iulie la Câmpul Lung s-a desfășurat un program Erasmus prin care 3 țări participante au demonstrat că folclorul unește națiuni. Adolescenți și tineri din Grecia, Turcia și România și-au îmbogățit zestrea personală cu câte 2 melodii ale țărilor participante. Proiectul s-a desfășurat prin fundația EduAction și a fost câștigată de Agenția Națională din Turcia, iar proiectul a fost coordonat de Hilar Dogu. Timp de o săptămână, în perioada 11-16 iulie, la Câmpul Lung s-a derulat proiectul Erasmus – Folclorul unește națiuni. Adolescenți și tineri între 13 și 30 de ani din Turcia și Grecia au sosit în municipiul Câmpul Lung pentru a participa la acest proiect. Proiectul a fost câștigat de Agenția Națională din Turcia, iar coordonatoarea proiectului este Hilar Dogu, prezentă în Mușcel împreună cu dansatori din Țara Semilunei. La Centrul Multicultural Nicu Hagi de la Apa Sărată a avut loc încheierea acestui proiect, iar dansatorii din țările participante, Grecia, Turcia și România, au prezentat ceea ce au învățat, practic câte 2 dansuri populare din fiecare țară. În deschidere au susținut un moment artistic tinerii talentați din Câmpul Lung. Imagine că îmi ia cât e
acest proiect Erasmus se promovează în primul rând identitatea națională a fiecărei țări în parte și totodată s-au legat strânse prietenii între participanți. Proiectul unește copii cu vârste cuprinse între 13 și 30 de ani, fiind un proiect pe tineret, nu pe școli, este proiectul Asociației doamnei Andreea Săvescu, Asociația EduAction din partea României. Copiii vor să promoveze identitatea națională prin cunoașterea mai aprofundată a portului românesc, a dansurilor populare, output-ul proiectului fiind învățarea a două dansuri grecești, două dansuri turcești și două dansuri populare românești în aceste câteva zile și spectacolul final asta va prezenta alături de alte cântece populare românești. Proiectul a fost implementat prin asociația EduAction, care a pus la dispoziție toată logistica desfășurării acestui proiect. Bucuria pe care o avem de a ne întâlni cu asociații din Grecia și din Turcia și de a-i cunoaște pe tinerii noștri, să știți că la nivel local avem câteva parteneriate importante, în primul rând cu Casa de Cultură Tudor Mușatescu, care ne-a sprijinit foarte mult și cu care împărtășim aceeași dragoste pentru folclor, pentru dansuri, pentru și încercăm să ducem mai departe tradițiile și dansurile românești. Și mulțumesc pe această cale domnului director Iana. De asemenea, ne-am bucurat de sprijinul Școlii Generale Nan Mușcel. Domnul director Călcâi ne-a pus la dispoziție sala de sport în care copiii au repetat și a fost mare, mare lucru și este și dumnealui prezent astăzi și îi mulțumim. Și doamnei director Alina Avram. Este în localitate, dar prin dumnei s-au realizat și parteneriatele. Mulțumim și Fundației Nicu Hagi, care ne primește astăzi în acest loc deosebit și care de atâtea ori primește spectacole culturale legate de folclorul balcanic și de cultura noastră muntenească. Am descoperit multe cuvinte pe care le avem împreună, deci un limbaj comun și ne bucurăm împreună. Șederea la Câmpul Lung a fost de bun augur pentru toți participanții și totodată s-a născut ideea ca viitorul proiect să fie unul lingvistic pentru a demonstra că și cuvintele dintr-o limbă ne pot uni. Colegiul Național Pedagogic Carol I a găzduit deschiderea celei de-a 12-a ediție a taberei de matematică de la Câmpul Lung. Timp de o săptămână, cei 11 elevi participanți, îndrumați de profesorul Ion Cicu, vor aprofunda tainele matematicii și vor cunoaște tradiția, cultura și frumusețile mușcelului. După 2 ani de pandemie, în care tabăra de matematică nu a mai putut fi organizată la Câmpul Lung, anul acesta aceasta a fost reluată. În anfiteatrul Colegiului Național Pedagogic Carol I a avut loc deschiderea taberei, care va dura o săptămână. În tabera organizată de Clubul Lions Negru Vodă și Primăria Municipiului Câmpul Lung, cei 11 copii sosiți din toată țara vor aprofunda sub îndrumarea profesorului Ion Cicu științele matematice. Cei 2 ani de pandemie au fost destul de triști pentru mine. Chiar am simțit lipsa acestei tabere, este o activitate care mi-a intrat în sânge, aș putea spune, de 12 ani, ar fi fost 14 dacă nu era pandemia. E o activitate frumoasă cu copii, de fiecare dată am avut copii interesați care au venit cu plăcere, au învățat niște lucruri. Am avut și rezultate deosebite cu astfel de copii de-a lungul timpului. M-am reîntâlnit cu ei în alte competiții de matematică, adică tabăra aceasta de la Câmpul Lung, pentru unii dintre copii a fost un fel de rampă de lansare. I-a făcut să îndrăgească mai mult matematica și, așa cum spuneam, i-am regăsit în alte competiții de matematică. Pentru copiii sosiți în această tabără este și un prilej de a descoperi tradiția, cultura și frumusețile acestei zone, ei fiind ambasadori ai Câmpul Lungului oriunde se vor duce. Tabăra de matematică a fost întotdeauna o activitate, cum să zic eu, bornă a clubului nostru și a contat foarte mult. Îmi pun mari speranțe că va fi și aceasta foarte bună, pentru că e o rețetă care funcționează. Spuneam și mai devreme, profesorul Cicu, care întotdeauna își pune expertiza, experiența la dispoziția copiilor, plus că și selecția copiilor s-a făcut foarte bine în țară. S-au ales copii cu
o aplicare către matematică mai deosebită, dar care nu sunt tocmai niște fericite sorții financiar vorbind, și pentru ei aceasta este singura tabără care vor face anul acesta și contează mult. Ales copii care, să știm sigur, că în viitor vor fi mici ambasadori ai câmpul lungului. Într-un fel, asta e și o activitate de, pe lângă matematică, facem și o activitate de marketing pentru orașul nostru. Și anume, ne străduim să le arătăm câmpul lungul, să le arătăm împrejurimile, să le arătăm istoria orașului, ca atunci când ei merg acasă, să știe că există și acest oraș, că le-a plăcut, că a fost frumos, și asta contează până la urmă. Selecția a fost una riguroasă, iar copiii sosiți la Câmpul Lung, pe lângă faptul că sunt buni matematicieni, provin și din familii defavorizate. Pentru ei, probabil, tabăra de la Câmpul Lung va fi singura din acest an. Credincioșii ortodoxi o sărbătoresc în fiecare an la data de 17 iulie pe Sfânta Muceniță Marina. La biserica ce-i poartă numele din cartierul Schei a avut loc hramul acesteia, unde au participat zeci de credincioși. Sâmbătă seara a avut loc slujba de priveghere și acatistul Sfintei Marina, oficiat de un sobor de preoți. Sâmbătă, credincioșii au participat la slujba de hram a bisericii Sfânta Muceniță Marina din Schei, Câmpul Lungului. Lăcașul de cult are o tradiție de peste 800 de ani și este unul dintre cele mai cunoscute din zonă. Slujba privegherii și acatistul Sfintei Mucenițe Marina a fost oficiată de un sobor de preoți și diaconi, alături de preoții slujitori ai acestui lăcaș de cult. Au sosit și celelalte fecioare zicând, Doamne, Doamne, deschide-ne noi. Dar el, răspunzând, a zis, adevărat vă spun vouă, nu vă cunosc pe voi, drept aceea privegheați, că nu știți ziua, nici de ceea ce te-ai înfățișat ca mireasa Domnului Hristos. Bucură-te ceea ce nu te-ai învoit cu închinarea la idoli. Bucură-te suflet împodobit prin rugăciuni. Bucură-te ceea ce faci pe vrăjmașa se tulbura. Bucură-te ceea ce pe tiran cu înțelepte cuvinte l-ai înfruntat. Bucură-te cea amenințată cu multe pedepse, bucură-te ceea ce te bucuri că vei pătimi pentru Domnul. Bucură-te, Sfântă Marina, mare muceniță a lui Hristos. Bucură-te, Sfântă Marina, mare. Să mulțumim Bunului Dumnezeu pentru că ne-am vrednicit astăzi să-i aducem închinare și mulțumire pentru toate în curtea bisericii noastre cu cea mai veche istorie a Mușelului. Mulțumim fraților, părinților, care ne-au fost alături la această sărbătoare și au dat forță rugăciunii, bucurându-ne cu toții în aceste zile de pomenire a Sfintei Mari Mucenițe Marina. Mulțumim dumneavoastră, enoriașilor prezenți, și ne rugăm ca Sfânta Marina să ne răsplătească cu binefacerile sale.
Despre viața și patimile Sfintei Mucenițe Marina a vorbit părintele profesor Radu Tascovici. Atât acatistul, cât și viața Sfintei Marina pe care o prăznuim, ne înfățișează câteva elemente principale ale vieții ei. Întâi de toate, ea a trăit și a pătimit, după unele surse, în vremea lui Dioclețian, deci și-a sfârșit viața într-o zi ca astăzi, din anul 304, vorba de marea persecuție care a adus cele mai multe victime între creștini, o persecuție la nivelul întregului imperiu, deci generalizată, și care urmărea eradicarea totală a credinței creștine. Deci iată ce exemplu ne dă nouă Sfânta Marina. Că trebuie să avem o credință fermă, pe care să o arătăm prin fapte, și trebuie să îi îndemnăm și pe alții să urmeze, începând mai întâi cu membrii familiei noastre. Nu merg la biserică, să ne străduim să-i convingem, însă cu multă dragoste și cu rugăciune. Să cerem de la Dumnezeu încălzirea inimii lor, luminarea minților, să-i aducă Dumnezeu împreună cu noi și cu rugăciunile noastre în casa măririi sale. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze și Sfânta Marea Muceniță Marina să ne dea tuturor putere și tărie. Amin. La Biserica Sfânta Muceniță Marina din cartierul Schei, care și-a prăznuit hramul, au participat zeci de credincioși care au venit să se roage Sfintei. FC Argeș a învins pe UTA în prima etapă din Superliga, scor 2-0. Dorian Bertrand a reușit dubla în meciul său de debut pentru echipa din Trivale. Înaintea primului joc din acest sezon de Superliga, întreaga suflare alb-violetă își dorea ca echipa din Trivale să ia un start cu dreptul. Iar acest deziderat s-a împlinit, piteștenii având o evoluție solidă în meciul cu UTA. Echipa pregătită de Andrei Prepeliță a deschis scorul destul de rapid în minutul 2 prin jucătorul care evoluează pentru naționala statului Madagascar, Dorian Bertrand. Arădenii au avut posesia mai bună în repriza secundă, însă fără efect pe tabela de marcaj. Rar au găsit drumul către careul advers, în timp ce FC Argeș a fost o echipă mai tăioasă, mai rapidă și pe alocuri chiar mai proaspătă. Alb-violeții ar mai fi putut să marcheze cel puțin două goluri dacă Florin Iacob nu ar fi fost pe fază. Scorul final a fost stabilit de același Dorian Bertrand în minutul 54, servit excelent de Iacoliș. La conferința de presă de după acest prim joc în Superliga, antrenorul Constantin Schumacher a apreciat evoluția jucătorilor, dar a îndemnat la calm și concentrare, deoarece este un drum lung până la finalul sezonului regulat, atunci când piteștenii doresc să atingă play-off-ul. Un meci greu, un meci prima etapă, e normal să fie greu, căldura foarte mare. Felicit toată echipa, tot staff-ul care a organizat, a pregătit acest meci, pentru că a fost un meci important pentru noi. Foarte mulți jucători noi, care le-am explicat și de-aia am făcut un mixt să nu joace toți din primul meci, pentru că trebuie să vadă ce înseamnă campionatul românesc, să înțeleagă că campionatul românesc este un campionat mai aparte și un campionat destul de greu. Îi felicit pe toți jucătorii, felicit pe toată lumea și sunt bucuros pentru acest rezultat. Dar să nu ne bătăm cu apă rece, că este primul meci, a fost un meci bun din partea noastră, dar de acum încolo toate echipele sunt sigur că și se vor pregăti pentru a juca cu FC Argeș, deci pentru că a văzut că suntem o echipă bună și obiectivul nostru este atingerea play-off-ului. Sincer să spun, echipa a arătat foarte bine și nu cred că a fost o chestie care să ne pună, să ne ajute. Da, ne ajută, pentru că îți dai seama, să dai gol repede, te ajută să joci mai relaxat. Dar ocaziile pe care le-am avut, cred că puteam să avem un scor mult mai relaxant. Dar important este că am câștigat. Urmează o partidă grea, luăm fiecare etapă ca atare, jucăm cu o echipă bună, jucăm cu o echipă care a câștigat Supercupa României. S-a văzut
că deja este pe un tren ascendent, pentru că câștigăm Supercupa, jucând la Craiova și făcând o a doua repriză foarte bună, dar noi avem șansa noastră, știm ce avem de făcut, ne bucurăm în seara asta, dar de mâine ne pregătim pentru meciul de la Sepsi. În etapa viitoare, FC Argeș va juca în deplasare contra celor de la Sepsi OSK Sfântul Gheorghe, duminică 24 iulie. Elevii lui Alexandru Pelici au avut o evoluție destul de modestă în partida care a dat startul noului sezon de Superliga. CS Mioveni a fost învinsă la Mediaș de către nou promovata FC Hermannstadt cu un scor categoric 3-0. În primul joc din acest sezon, CS Mioveni nici nu a realizat că a început deja campionatul. Gazdele de la FC Hermannstadt au început meciul mai curajoase. Au controlat startul partidei, însă japonezul Minosota nu a fost prea inspirat în fața porții. Daniel Paraschiv a deschis scorul în minutul 28 după ce a profitat de o lipsă de comunicare între portarul Iustin Popescu și capitanul argeșenilor Alexandru Iacob și a înțepat mingea pe lângă portarul advers. Și startul reprizei secunde a aparținut tot celor de la FC Hermannstadt. Africanul Baba Al-Hassan a marcat două goluri de efect și a consemnat o victorie importantă pentru echipa sa. Primul gol a fost marcat după ce a bătut pasul greșit la offside făcut de jucătorii din Mioveni. L-a driblat pe Iustin Popescu și a înscris în poarta goală. La cea de-a doua reușită, din nou o lipsă de reacție a apărării adverse. A preluat în careu pe poziție viitoare și a prins un șut imparabil pentru Iustin Popescu la colțul lung. Sibienii au mai lovit odată bara transversală pe final de partidă prin Valentin Buhăceanu, dar au avut și un gol anulat corect pentru o poziție de offside. Până la urmă a fost o victorie meritată obținută de formația antrenată de Marius Măldărășanu. La conferința de presă de după meci, antrenorul Alexandru Pelici a analizat jocul prestat de galbenverzi la Mediaș și a punctat ceea ce trebuie să facă echipa sa în jocurile viitoare. O victorie meritată a Sibiului, scorul spune asta. Poate fi un pic drastic scorul. Am avut situație de a reveni în joc la 1-0, am avut o situație foarte mare de 1-1 cu portarul. Dar asta nu scuză cu nimic atitudinea noastră, n-am intrat cum trebuie în joc. Așteptam nu știu ce, așteptam începutul de campionat, ne-am dat seama că de fapt campionatul a început și trebuie să schimbăm asta în primul rând. Să avem agresivitate mai mare, să redevenim sau să fim echipa aceea muncitoare care am fost anul trecut și să atunci putem să sperăm la mai mult. Victoria este absolut meritată a Sibiului, nu poate fi pusă la îndoială, deși, așa cum am spus, primul gol a fost un cadou făcut din partea noastră, până atunci meciul a fost echilibrat, nu au fost situații clare nici de o parte, nici de cealaltă, au fost câteva șuturi din distanță, am început a doua repriză bine, am încercat să punem presiune și ne-am creat acele ocazii, una amândouă cu Albert Voinea, odată 1-1 cu Iliev și a doua din corner, cu o deviere din colțul scurt și din nou Iliev a fost la post, în care puteam să revenim. Dacă înscriam și făceam 1-1, probabil că s-ar fi schimbat puțin soarta meciului. Așa, Sibiu, în momentul când am scris golul 2, zarurile păreau aruncate, ei au jucat ceea ce le convenea, s-au apărat bine și au încercat să joace pe contraatac. Un joc care le convine pentru că au jucători foarte penetranți în atac. Cam asta e. Mult succes, felicitări și nouă nu ne rămâne decât să lăsăm nasul jos și să muncim, pentru că altfel vom avea viață grea. Etapa viitoare începe tot cu un joc al Mioveniului, vineri 22 iulie de la ora 20:30, cu Farul Constanța pe stadionul orășenesc din Mioveni. Mâine avem vreme frumoasă în județul Argeș, cu temperaturi ce se vor încadra între 24 și 32 de grade Celsius. În nord avem temperaturi de până la 27 de grade la Corbi, 29 se vor înregistra la Coșești, 30 de grade vom avea la Dârmănești, iar la Câmpul Lung avem temperaturi de până la 26 de grade Celsius. În sudul județului va fi și mai cald, avem 31-32 de grade. De asemenea, la Pitești avem temperaturi ridicate de până la 31 de grade Celsius. Și în județul Dâmbovița avem mult soare și temperaturi maxime de până la 32 de grade.
În nord, temperaturile se vor încadra între 24 și 28 de grade, iar în sud, acestea se vor încadra între 30 și 32 de grade. 31 de grade Celsius se vor înregistra la Târgoviște. La noapte, cerul va fi senin la Câmpul Lung, iar temperaturile se vor încadra între 13-14 grade. Mâine avem vreme frumoasă la Câmpul Lung cu temperaturi de până la 26 de grade Celsius. Și miercuri, dar și joi, ne bucurăm în continuare de soare, iar temperaturile vor ajunge până la valoarea de 30 de grade. Atât pentru astăzi. Eu vă aștept și mâine cu alte informații despre vreme. Doamnelor și domnilor, știrile se încheie aici. Eu vă mulțumesc pentru atenție. În continuare, puteți urmări emisiunea Magazin Sportiv. Să aveți vizionare plăcută și o seară frumoasă. La revedere!